România înfruntă astăzi cea mai mare caniculă a acestei veri cu temperaturi de 41 de grade, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Zile de foc în România, temperaturile vor ajunge până la 41 de grade la umbră. Asta înseamnă că temperaturile vor fi mult mai mari la soare, ceea ce ar putea provoca șocuri organismului. Specialiștii afirmă că astăzi, 2 august, este cea mai caldă zi din această vară. Ce părere aveți? Cum suportați canicula? N-a zis până astăzi deloc că e cea mai caldă, dar azi dimineața am auzit și eu că e cea mai călduroasă zi din an. Acum vedem. Ce-o fi mai târziu, păi la amiază, după masă, nu, ce să facem. Cum suportați canicula? Păi mi-am luat sticla cu apă rece, stau la umbră, ce să fac? Azi este cea mai călduroasă zi din anul acesta, după 8 zile de temperaturi care s-au situat în jurul valorii de 39 de grade la umbră, termometrul va arăta astăzi 41, chiar 42 de grade. ANM a emis o avertizare, cod portocaliu, de val de căldură persistent și disconfort termic deosebit de accentuat, valabil în 16 județe. Cum suportați canicula? Foarte greu, foarte greu. Ce să facem? Nu avem încotro, trebuie să ne descurcăm, vrem, nu vrem. De sus, asta ne e dat. Ce faceți pentru a vă proteja? Cât o baie, cât spălări mai dese. Ce să facem? Un suc mai rece, apă rece. Temperaturile din ultimele zile care vor atinge punctul maxim astăzi sunt rodul unui domn de căldură care a venit peste sud-estul Europei. Foarte greu, foarte greu. Foarte greu. Specialiștii afirmă faptul că astăzi va fi cea mai călduroasă zi din această vară. Da, se poate. Cum vă protejați de caniculă? Stăm în casă, nu umblăm. Ne facem treburile de dimineață, consumăm lichide, tot ce trebuie, ce să facem. Domnul de căldură este termenul meteorologic pentru fenomenul în care o masă de aer cald rămâne suspendată deasupra unei regiuni acționând ca o oală sub presiune. La blocarea masei de aer cald contribuie în mare măsură și presiunea atmosferică ridicată. Cetățenilor le este recomandat să evite expunerea la soare între orele 11-18, să consume 2 litri de lichide pe zi, totodată pălăriile cât și ochelarii de soare sunt accesorii importante pe timp de caniculă.